Bună dimineața din nou, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să fim încă 50 de minute conectați la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. A venit acum momentul reportajelor Universul Credinței. Născut acum 100 de ani, a parcurs la pas istoria tulburea țării în toate aspectele ei, de la regimul democratic interbelic la cel de autoritate monarhică. A trăit dictatura militară și apoi lunga tragedie a influenței și dominației sovietice, care a împins România spre un regim totalitar de extremă stânga. Indiferent însă prin ce a trecut, invitatul rubricii Eu și Dumnezeu a trăit cum l-au educat părinții săi, a învățat tot ce se putea în domeniul în care s-a specializat și a crezut cu toată tăria în Dumnezeu. Tradiție, educație, credință au fost cei trei piloni pe care s-a sprijinit 100 de ani. Vă invităm acum să-l cunoașteți și dumneavoastră în rubrica Eu și Dumnezeu. De la căderea comunismului, deci de cel puțin 30 de ani, istoria României se tot rescrie. De aceea sunt foarte puțini cei care consideră istoria ca fiind o știință. Pentru că este imposibil să fi fost martor al ei sau să citești despre ceea ce au scris alții, martori ai altor evenimente, și să-ți păstreze obiectivitatea. O știință în absența obiectivității este dificil de crezut că ar putea exista. Astăzi noi o să întoarcem încă o pagină de istorie. O istorie subiectivă, bineînțeles. Invitatul meu de astăzi este un om de excepție, academicianul Nicolae Florea. Bine ați venit la emisiunea Universul Credinței, la rubrica Eu și Dumnezeu, domnule academician. La mulți ani, în primul rând, pentru împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Mulțumesc, Pronia, și mulțumim. Cum este la 100 de ani, domnule academician, când ați trecut prin atâta istorie? Nu mi se pare o diferență mare între anii anterior, pentru că lucrez, activez în permanență, și am aceste preocupări în continuare. Copil fiind, mergeați la biserică? Nu prea mergeam, eram obligat să mergem când eram la liceu. Trebuia să aducem în vacanță, să aducem de la preot o scrisoare că am fost. La ce biserică mergeați? La biserica din oraș, din orașul natal. Greco-catolică sau ortodoxă? Ortodoxă, era ortodoxă. Eu, de fapt, am ascendență dublă, una din Ardeal și una din Muntenia. Din Ardeal era bunicul meu, Ion Florea, care prin anii 1870 s-a refugiat din Austro-Ungaria și a venit în Muntenia și s-a căsătorit, sigur, cu o munteancă și atunci a doua proveniență, aia combinația aceasta. Dintre, poate că de aceasta am fost foarte mult apropiat de ardeleni și inclusiv de greco-catolici, cu care am venit în contact când am ajuns la facultate. Pentru că aveam colegi veniți din Ardeal, la școala politehnică din București, și unii erau și unul a fost foarte bun prieten și am rămas obia să întreagă cu el. Prieteni, cu el veneam la această biserică din strada Apolonă, greco-catolică, la unele slujbe, așa, și mi-aduc aminte că însă Monseniorul Dica... În care... ce an s-a întâmplat să începeți să veniți la biserica de aici, la Sfântul Vasile cel Mare? Cam prin ce an veneați aici? Păi, erau anii 1940 până în 1945.
Făcuserăți pasul de la ortodoxie la greco-catolicism? Eu n-am făcut deosebire între greco-catolic și ortodoxism. Dumnezeu este același și pentru unii și pentru alții. Dacă ne rugăm același Dumnezeu, ne rugăm. Nefăcând această diferență, nu conta pentru mine că sunt ortodox sau sunt greco-catolic. Ce v-a atras la această parohie? Ce se întâmpla aici încât v-a făcut pe dumneavoastră să deveniți un credincios care să frecventeze acest loc? Băi, m-a impresionat unul din colegii mei de facultate, care provenea din Ardeal și era fiul de preot, da? Un preot greco-catolic, și m-am apropiat foarte mult de el, era un om cu totul deosebit. Și aceasta m-a făcut să apreciez și greco-catolicismul ca atare, pentru că dădea o pregătire pentru copii în mod deosebit. Da. Ce se întâmpla aici? Erau întâlniri cu tineri? Era o catehizare specială? Era un alt fel de viață spirituală care se petrecea în această parohie? Adeseori, după slujba care se ținea, ne retrăgeam, cred că în această clădire, cred că la parter, erau niște întâlniri în care se discutau probleme de actualitate, bineînțeles, legate de biserică și credință. Cum se împăca formația dumneavoastră de om de știință, făceați o facultate științifică, cu tânărul care căuta răspunsuri în zona spirituală? Eu de mic copil am crescut în această credință în Dumnezeu și nu m-am îndepărtat de ea. Chiar în viață lucrez în domeniul solului. Solul, noi nu prea îl cunoaștem, lumea obișnuită nu prea cunoaște ce este solul. Dar solul este o adevărată vietate, îi lipsește ereditatea, nu se reproduce, nu se mulțește, dar el se regenerează, se autoregenerează în permanență, nu? Și are, ca orice vietate, nevoie de hrană, apa o primește din precipitațiile atmosferice, și aerul care e la dispoziție peste tot, la care se adaugă energia care vine de la soare și lumina respectivă. Toate acestea contribuie la realizarea fotosintezei de către sol, fotosinteză care produce materia vegetală care stă la baza tuturor viețuitoarelor. Fără această materie vegetală, nicio vietate dintre noi nu ar putea trăi. Este un miracol, pământul? Este un dar dumnezeiesc, așa, pe care noi avem datoria să-l păstrăm, să-l îngrijim, să-l protejăm, și nu toți își dau seama de acest lucru, acest ecosistem, să zicem, sol, vegetație, are în el o energie primordială care vine de la soare. Cotonul de la soare care duce la sinteza bateriei organice în care e implicată această energie și informație primordială care e de esență dumnezeiască. Știind foarte multe despre pământ, da, ați putut să vă interesați și despre cele ale cerului, că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, lumina și întunericul. Și soarele, apoi până la urmă și soarele. Iar dumneavoastră, venind și la biserică și discutând și despre toate aceste lucruri, ați putut să vă faceți o imagine întreagă asupra dumnezeirii întregului univers. Să ne întoarcem la Monseniorul Vladimir Ghica. Cum era? El era un om cu totul deosebit, nu?
am terminat facultatea în 1945. Monseniorul Ghica, care avea legături cu guvernul francez, a obținut 3 burse de doctorat pentru Franța. Și el s-a adresat acestui coleg al meu, greco-catolic, fiul de preot, să-i desemneze așa, 3 persoane care puteau să meargă. Și bineînțeles că unul era el, așa, noi le-am pus în familie și încă al treilea cineva de la Cluj, așa. Și eu urma să mă căsătoresc și n-am putut să plec cu ei și am zis, măi, eu viu la anul. Dar după un an de zile s-a schimbat complet regimul din 46 a venit Petru Groza, a venit nu știu ce. Din potrivă, i-a cerut înapoi să vină cei care plecaseră cu burse pentru că n-aveau zis aprobarea guvernului român. Sigur că niciunul nu s-a întors, iar eu am pierdut această oportunitate, ocazie. Așa. Dar am rămas în țară și am continuat să lucrez. O să mă întorc la Monseniorul Vladimir Ghica și o să vă întreb, care erau temele de discuție care se desfășurau aici? Pe ce teme discutați? Era pe teme de credință. Eu nu prea mă implicam în aceste discuții pentru că nu eram chiar greco-catolic, eram un intrus, să zicem, în asta. Ați rămas un credincios și după instaurarea comunismului? În perioada aceasta trebuia să fii reticent. Nu puteai să arăți că ești credincios pentru că la ordinea zilei erau considerați nedoriți de către conducerile diferitelor unități. Un sfat pentru tineri, să-și găsească argumentele să creadă în Dumnezeu? E mai bogată viața cu Dumnezeu? Sigur că este mai bogată, da, da. Pentru că există această energie cosmică, nu? A unei ordini universale care se transmite la fiecare. Vă mulțumesc foarte mult! Este o cutumă că atunci când vorbim despre Maramureș, să simțim deopotrivă o bucurie și o mândrie extraordinare. Pentru că în orizontul de așteptare ne răsar casele și gospodăriile frumoase, bogate și îngrijite ale oamenilor. Satele păstrând tradițiile strămoșești, portul popular neasemuit, împodobit, turlele zvelte ale bisericilor de lemn. Neașteptate sunt însă și poveștile triste ale unor asemenea lăcașuri lăsate să se piardă, neluate în seamă de autorități, supraviețuind încăpățânate doar prin râvna moderată a credincioșilor. O asemenea istorie vă invităm să urmăriți la rubrica Reportajele Universul Credinței. Maramureș, un sat, o biserică. Încă un drum necesar în realitatea acestei țări. Satul Boiereni, botezat cel mai probabil de la numele cneazului ctitor Boier, figurează într-un document datat în 1584 ca așezare întemeiată. Nu știm cum va fi arătat în trecut. Sunt foarte puține sursele de informație. Dar astăzi, gospodăriile sunt așezate destul de aproape una de cealaltă, de o parte și de alta a drumului care șerpuiește printre munți, dinspre Târgu Lăpuș spre Mănăstirea Rohița. Dacă e să remarci ceva anume, dincolo de peisajul de o frumusețe ca de ilustrată de vacanță, acest lucru este faptul că la 180 de suflete, cu bătrâni și cu copii, cu femei și cu bărbați, cum spune părintele Ilarion, poți număra numai puțin de 3 biserici, biserica de zi din vale cu hramul Adormirea Maicii Domnului și biserica aceasta în care ne aflăm acum Sfinții Arhanghi Mihail și Gavril și mai avem o bisericuță peste deal, în dealul Cârjii, așa cum îi se spune, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae.
și peste toate un așezământ monahal, Mănăstirea Ortodoxă Rohița. În reportaje succesive vă vom povesti despre toate. Astăzi însă ne vom opri la biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. De ce? Pentru că nu ne-a venit să credem ochilor cât de puțin importantă este în ochii statului român, în cei ai funcționarilor Ministerului Culturii și Cultelor, o biserică de lemn ridicată între anii 1735 și 1738, după cum se arată în monografia Protopopiatului Lăpuș. Ne-am obișnuit să auzim doine de jale cântate pe diferite tonuri de jurnaliștii din presa scrisă sau audiovizuală, când întâlnesc un fost conac, un fost palat sau o fostă clădire cu funcție administrativă aflate în ruină sau doar în uitare, din orașele sau satele României. Dar rare ori am sesizat aceeași tristă indignare când un lăcaș de cult, a cărui arhitectură ingenioasă, a cărui siluetă zveltă, a cărui frumoasă semeție, a traversat, ca în cazul nostru, aproape trei veacuri, fără niciun ajutor, ba dimpotrivă, și se află în aceeași situație. Cum este lăsat un arhanghel cu aripa frântă? Biserica nu este într-o condiție foarte bună. Ea este luată în evidență de Ministerul Culturii? Nu este luată în evidență datorită faptului că s-au făcut renovările care s-au făcut după cum au știut oamenii din timpul acela. N-au ținut cont pentru că bisericile monument să fie așa cum sunt ele, de lemn și acoperite cu șindrilă, au acoperit-o ca să o salveze de sub ploaie și intemperii cu tablă, și unde a fost mai degradat și mai pictura adusă, se vede că s-a tencuit și s-a dat cu rolul, așa cum se spune, în forma Sfintei Cruci. Un lucru care, la momentul de față, atunci când s-a făcut aceste lucruri, probabil a crezut că fac un lucru bun. Dar ca să fie în patrimoniu și să fie luat în evidență, ar fi multe de făcut pentru această biserică. Și fondurile sunt din ce în ce mai puține. Satul nu-și permite să suporte așa cheltuială. Dar nădăjduim în ajutorul Dumnezeu cu cei de la Ministerul Cultelor și la care s-a mai alocat fonduri pentru biserici, facem demersurile și să începem să facem ceea ce este de făcut pentru bisericile noastre. Cea mai veche biserică din lemn a boierenilor își are obârșia în satul Suciu de Jos, de unde a fost adusă în anul 1810. La boiereni a fost resfințită în 1882. De dimensiuni medii, este alcătuită din pronaos, naos și altar, cu un turn nu prea înalt situat pe pronaos. Nu vom insista asupra îmbinărilor pereților din lemn, asupra încheierilor în coadă de rândunică sau asupra dimensiunilor bârnelor așezate pe o temelie înaltă de piatră, ci vom vorbi despre faptul că amintitul minister nu s-a deranjat nici măcar să inventarieze acest lăcaș, necum să mai constate starea de degradare a interiorului, în care pictura a dispărut, în care pereții au fost tencuiți și văruiți precum o casă țărănească împodobită cu rol, cei drept cu model cruciform. Despre soarta acestei biserici, în destinul tragic al căreia nu a putut interveni în niciun fel, ne-a vorbit părintele paroh Ilarion. Din ce știți, ea a fost pictată? Da, a fost pictată, da. Când a venit în 2014, încă mai era să mai vedea cât de cât pictura, dar de acum 7 ani s-a cam degradat în timp, da. Ea totuși are o podoabă de icoane. Ce icoane ați găsit dumneavoastră când ați venit aici în 2014? Praznicarele, icoanele de pe ușile împărătești, diaconești, icoane pictate pe sticlă, pictate pe lemn, care le întreținem și le avem în custodie la Mănăstirea Rohița. Și acum, ceea ce vedem pe pereții acestei biserici, pe tâmpla altarului, sunt dăruite de săteni, da. Ei au adus, fiecare au donat câte o icoană, cât au putut, și acestea sunt icoanele care le avem momentan. Și sunt inventariate, după cum se vede, spuse pe ele, și avem un registru de inventariere ca să nu dispară. Boierenii au mai fost înzestrați cu o biserică, una la care se ajunge trecând un podeț peste un izvor. În zilele în care am fost noi acolo, plouase mult, așa că drumul a fost inaccesibil, încât a trebuit să ne mulțumim cu câteva imagini aeriene și cu o scurtă mărturisire din partea părintelui Ilarion. Dacă aici mai vin oamenii la înmormântări și la hram,
La cealaltă biserică, Sfântul Nicolae, se mai ajunge? Tot așa ca și aici, așa respectăm și cealaltă biserică, pentru că este de o valoare pentru sufletească, în primul rând pentru locuitorii satului Boiereni. Au mult suflet pentru ea și chiar o familie, din câte am înțeles de când am fost venit aici ca preot, o familie a răscumpărat-o. Era propusă să fie donată sau vândută la o mănăstire ca să poată să o ridice pe cea de zid din vale. Și o familie donată a plătit toți banii cu cât ar fi putut-o cumpăra mănăstirea respectivă ca să rămână totuși în sat, pentru că a fost construită de oamenii din sat. Aceea. Cum a venit, are, de fapt, o familie proprietar acum. Nu-i proprietar, că pentru sat a lăsat-o, pentru biserică. Tot ceea ce s-a făcut pentru biserică, pentru sat, pentru comunitate, dar familia respectivă, având râvna mare către Dumnezeu și către biserică, n-a lăsat să fie vândut. Singurele culori ale trecutului sunt cele folosite la împodobirea ușilor împărătești și a celor diaconești, care alcătuiesc desene naive, închipuind scenele bunei vestiri, chipurile îngerești ale arhanghelilor ocrotitori și alte câteva chipuri de sfinți. În rest, carpete cu îngeri și trandafiri, cei drept cu sute de mână, preșuri țesute în casă, bănci de lemn, pereți sparți. Tristă posteritatea unui monument care se încăpățânează să supraviețuiască indiferent de câtă nepăsare îl înconjoară. Și pe lângă ea, cu tot asaltul modernității, cu toată ispita îndepărtării de ceea ce este vechi, perimat, de ceea ce secularismul încearcă să golească de sens? Cum e cu tradițiile? S-au păstrat tradițiile populare, tradițiile de sărbători, oamenii se mai îmbracă în haine da. Tradiționale? Tradițiile se păstrează, se îmbracă în haine tradiționale, dar doar la Paști, la Crăciun și la Rusalii mai vin îmbrăcat în portul tradițional. Sau dacă avem festivități, cum am făcut jocul la șură, șezătoare, de când am venit aici, atunci li s-a cerut să fie îmbrăcați în hainele populare și au venit, cu mic, cu mare. Biserica e plină și la Paști și la Crăciun. La Crăciun chiar avem concert de colinde cu copiii, mergem la mănăstiri, după Sfânta Liturghie copiii colindă pe bătrâni și pe oamenii care vin la biserică, se dă cadou la copilași de către enoriașii care vin la biserică și nu aș putea să spun. Iar Paștile, sărbătoarea Sfintelor Paști, la Paști, după slujba de înviere și de liturghie, se împarte, o familie face Paștele, se împarte Paștele la tot satul. Cu mic, cu mare, cu tânăr, cu în vârstă, bogat sau mai puțin bogat. De aia toată lumea folosesc, mănâncă Paști făcute de aceeași familie, sfințite și dăruite cu drag întregului sat. Sunt obiceiuri în alte părți care își fac acasă fiecare. Își duc la sfințit prescură și vin și își taie și își prepare acasă. Dar aici, la noi în sat, eu zic că e un obicei foarte bun, pentru că așa este frumos în comuniune să fim în rugăciune, în comuniune să fim și la agape și în alte părți. În comuniune să fim. Lucrul acesta s-ar cuveni să ni-l amintim mai ales acum, când trecem prin atâtea încercări care ar trebui să ne apropie, să ne solidarizeze, să ne aducă împreună în sânul bisericii, unde binele, frumosul și adevărul, categorii etice și estetice, sunt întruchipate într-o singură ființă, aceea a Dumnezeului a toate făcător. Iar acum, dragi prieteni, vom descoperi împreună bucuria credinței alături de Părintele Constantin Necula și ne vom opri la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, pentru a continua seria emisiunilor dedicate mărturisitorilor și martirilor din temnițele comuniste. Rămâneți cu noi! Părinte, bună dimineața, Victor. Bun găsit la Bucuria Credinței. Continuăm șirul periplul nostru de redescoperire al celor care într-un fel sau altul au zidit libertatea de care unii fac atâta
caz asta și pe care o batjocoresc cu atâta ușurință. Și după cele două ediții extraordinare în din interiorul penitenciarului, am trecut pe dealul Cărămidăriei. Suntem în memorialul ridicat în memoria celor 10.000 de deținuți politici care au încetat din viață la Gherla. Să spunem fără frică acest 10.000, cifra aceasta este una minoră, de fapt, raportată la multele mii de victime care nu au murit în Gherla, dar după aceea au murit, sau la miile de familii care au suferit în urma acestei uriașe torțiuni la adresa trupului și sufletului unei țări. Povestea este, începe ceva mai de mult. Vreau să punctăm câteva lucruri. Între 1940 și 1944, dictatul de la Viena din 30 august 1940, chiar dacă suntem în noiembrie, nu e rău să ne aducem aminte. Noi și filmăm foarte aproape de momentul acela. A făcut că la 10 septembrie 1940 armatele maghiare se intre în Gherla și apoi în Dej. Unii români fug în România. Am în mintea mea câteva mărturii pe care le-am personal de la oameni care au fugit de la Dej prin Gherla către graniță și acolo au fost despuiați de toată averea și grăniceii români au preluat foarte greu în micile lor unități, în cabanele lor de protecție și acolo i-au hrănit după zile întregi în care au fost batjocoriți de cei care spuneau că îi salvează. Cei care nu s-au refugiat au fost trimiși pe frontul de est sau concentrați în batalioane de muncă forțată. În conform memoriilor lui Tudor Bugnariu, care are memorii foarte importante legate de regiune, spune că în cazarma în care erau arestați toți se vorbea cu precădere limba română. Se creează un detașament de muncă românesc, compania de muncă 1058, care are 200 de români, dar erau de fapt cu totul 15 ori sau 20 de companii românești strânse din toată zona aceasta, care aveau în ei și sârbi și o parte dintre evrei. Ce vreau să spun și de aceea insist că, de fapt, dealul acesta al Cărămidăriei este, a fost socotit vrednic să devină o groapă comună pentru eroii de la Gherla, din penitenciar, după ce mai întâi fabrica de cărămizi, noi am trecut pe lângă ea atunci, mă uit către echipă, când am cotit spre memorial, acolo era fabrica de cărămidă, care a fost transformată în vremea aceea într-un mare ghetou și apoi într-o mare lagăr de trimitere spre Cluj și spre Auschwitz. Au fost detașamente de muncă forțată, detașamentul 110-16 Gherla din județul Someș, prefect fiind Bethlen Bela Grof, care a creat două lagăre de concentrare, una la 2 km de Dej și una aici, la fabrica de cărămidă, am trecut pe lângă loc, organizat de Tamaș Ludovic, care era în vremea aceea primarul orașului, de Berengție Ernest, care era șeful poliției, și Ivan Iandraș, care era comisarul șef. Nu spun cu răutate, dar sunt date istorice și trebuie să le cunoaștem. În 3 mai 1944, evrei internați în fabrica, exact ca la Târgu Mureș, tot în fabrica de cărămidă, și apoi au fost deportați cu toții. 7.000 de evrei sau așa, 400 erau oricum din Gherla, au fost trimiși, 7-8 zile sunt trimiși într-un transfer la Cluj, de apoi deportați la Auschwitz. Există foarte multe date într-o carte care pentru mine a însemnat foarte mult la lectura ei, o carte despre drumul Holocaustului, calvarul evreilor din nord-vestul Transilvaniei sub ocupația ungară. E foarte interesant, ca și cartea lui Moshe Carmeli Weinberger, cel care vorbește despre istoria evreilor din Transilvania. Mai e ceva de important de adăugat. În 11 octombrie are loc operațiunea Cluj. Corpul de vânători de munte al armatei române penetrează dinspre munți, trece pe la Vatra Dornei și ocupă toată zona aceasta dinspre. Fac așa că e Dej, Gherla, Cluj, da? Acolo unde astăzi facem, noi așa, prin palate și prin câmpuri, facem tot felul de întâlniri și de chefuri orgiastice în prăznuirea libertății, au fost vărsat sânge de militar român în salvarea Clujului și a regiunii. Este eliberat în 13 octombrie și regiunea aceasta a Gherlei și dealul acesta al Cărămidăriei. Povestea aceasta cu dealul Cărămidăriei se încheie, putea să se încheie aici. Putea fi o poveste tristă oricum, și era trist oricum, da, pentru cetățenii de limbă, de trai evreiesc din regiune. De undeva din neantul ăsta, eu știu, răzbunător oarecum, s-a creat în schimb aici cimitirul acesta anonim, să-i spunem, groapa comună în care foarte mulți dintre cei care mureau la penitenciar au transportat în general fie pe o platformă, fie după mărturii ceva mai vechi, într-o căruță cu coviltiri care din când în când era desfăcută și morții erau aruncați, dar niciodată la lumina zilei, noaptea ca hoții se pare că nu e o problemă nouă în politica românească, erau aruncați în groapă comună. Mulți dintre ei, în mod cert, nu cred că vom mai descoperi
foarte repede unde au fost îngropați oamenii aceștia. Părintele Grigorie, care se ocupă de tot așezământul acesta și de toată reconstituirea locului acesta, trebuie să descarce, zicem noi, de sarcină arheologică zona. Și mulțumim și că ne-a primit și pentru tot ceea ce face. Sper să reușească să o facă. Va trebui să o facă și pentru că în foarte aproape de colțul acesta care merge spre Nicula, dacă te observi de aici încolo, să iei drumul Niculei, Fizeșului, în dreapta, spre Jucu și cealaltă. E o zonă care a avut încărcătură arheologică foarte multă vreme. Nu cred că întâmplător românii aceștia verticali s-au întâlnit cu cerul prin pământul acesta din dealul Caramidăriei. Era un spațiu sacru, intuiția fantastică a înalpreasfințitului Andrei, mitropolitul Clujului, este fabuloasă la capitolul acesta, pentru că în ciuda faptului că primul hram s-ar fi dorit al Sfântului Gheorghe, a devenit în amintirea părintului Gheorghe Calciu Dumitreasa până la urmă, care este, a fost deținut la Ghela, a primit hramul Sfinților 40 de mucenici. Și ține minte, este vorba de 40 de mucenici din Sevastia, Armeniei. Nu uita că orașul s-a chemat polisul armenilor și că atunci când situația a îngăduit comunității de ei să se întâlnească cu armenii, am povestit, ține minte, la intrarea în penitenciar, când Mihai Apafi i-a chemat crezând că va îmbunătăți ratingul de protestantinți din zonă și armenii s-au dovedit încăpățânați ca întotdeauna. Corelația aceasta între Sfinții 40 de mucenici, de fapt, este și o onoare adusă de către Biserica Ortodoxă armenilor conlocuitori din Gherla, care s-au dovedit a fi niște cetățeni mult mai onorabili decât alte concetățenii de pe teritoriul Transilvaniei. 9 martie și ziua deținuților politici. Da, deținuților politici, ceea ce arată odată în plus că, vezi, uite, vorbim de ei că sunt morți, dar au ziua lor. Cred că e foarte important să subliniem că, în sine, clădirea presupune această capelă frumoasă, această biserică frumoasă, o expoziție pe care o vom vizita împreună, o bibliotecă strașnică și neașteptată, pe care părintele a pus-o la dispoziție și un soi de... Vom vorbi un pic despre materiale editate deja aici, dar mai cu seamă partea nevăzută în care vom finaliza filmarea noastră, și anume cimitirul acesta, care presupune prezența unor cruci fără să știm dacă ele de fapt marchează morminte. În urmă cu foarte mulți ani, pe când nu exista decât în proiect, așa, construcția aceasta, țin minte că am venit aici însoțind un preot din oraș împreună cu primarul din vremea aceea, punându-ne în minte cum am putea să face și cum aș putea eu, cu gura mea mare, ziceau ei și râdeam eu, să ajutăm proiectul acesta. Au fost niște emisiuni la radio, la televiziune, în care am insistat foarte mult pe ideea că nu se poate ca o autoritate locală să nu țină cont de istoria care s-a scris cu sânge și cu oase în pământul acesta al cărămizilor, dacă vrei. Și dacă v-a fost ascultat acest gând? Nu neapărat, e munca altora, numai mea, dar vreau să spun un lucru. Aș avea tentația la un moment dat să construiesc o cărămidă din pământul de aici și să-l duc la Catedrala Mântuirii Neamului. Să o pun acolo, în prag, și să-i vedem că ăia care mai calcă și mai scuipă de pe străzile Bucureștiului către catedrală nu numără corect cărămizile din Catedrala Mântuirii, care sunt, până la urmă, fiecare suflet care s-a stins aici, fiecare trup care s-a amestecat în cărămida acestui veac. Înseamnă, de fapt, și un mesaj că neamul merge mai departe. Corabia națiunii române nu poate fi distrusă de furtună. Altfel, sunt convins că nu există mângâiere mai mare pentru oamenii aceștia decât rugăciunea aceasta ce se săvârșește aici. Faptul că sunt foarte mulți copii din zona aceasta care vin la biserică, le ajută pe Părinte Grigorie și fac galerie și că nu recită poezii din lirica, da? Din metanie, nu? Din cântări de ale lor. Din poezii din temnițele comuniste și apoi aci Dumnezeu să mă ierte, dar dacă pot înjura în limba engleză, și asta nu e delict penal, cred că pot recita și din foștii deținuți politici fără ca aceasta să vină delict în România, doar pentru că unii sau alții au interese în jurul metanilor rostirii limbii române. Un proiect extraordinar pe care... Îndrăzneți și vreau să spun că e de o îndrăzneală smerită. Până la urmă, dacă te uiți bine aici, suntem în plin exercițiu de smerenie ortodoxă. Hristos privește cu uimire că cineva și-a adus aminte de morții lui. Pentru că martirii din Gherla, de la Iud, de oriunde ar fi în temnițele, nu sunt martirii noștri, sunt martirii lui. Iar noi pare că i-am uitat. Cum am uitat și de Hristos în dese rânduri. Cred că ar fi interesant pentru telespectatori să vizităm și muzeul. Mergem spre muzeu, spre expoziția aceasta fantastică ce ne este pusă la îndemână și
Sper din toată inima mea să priceapă că biserica are doi plămâni prin care poate emite rugăciunea și cultura ca atare. Și memoria. Și memoria care le leagă, ele au o hematie comună acolo. Eu cred că vindecarea noastră de COVID-ul sufletesc în care ne zbatem de vreo 30 de ani și care văd că ne-a sufocat și ne-a făcut să ne pierdem rostul neuronal al mărturisirii, poate să vină, să-și revină și din astfel de exerciții. Nu există un îndemn la vizitați memorialul, să biserica nu poate face reclamă la astfel de lucruri, dar putem spune, atenție, există un memorial la Iud, există un memorial la Gherla, există unul la Pitești, există la Jilava, treziți-vă. E momentul să ne aducem morții acasă. Vă invit în... Mergem să vizităm expoziția. Îndrăznesc să spun că am putea intra ca într-o biserică și aici. Tot ceea ce este pus la dispoziție aici aparține muncii lui Andrei Bălan ca sculptor, dar viziunea grafică e mult mai amplă, după cum vezi. În primul rând trebuie să spun că am găsit pe tapet. Pe tapet sunt, dacă vrei, fișele matricole din penale. Deci ai ca, am spus noi multe nume atunci, dar am uitat de părintele Ioan Iovan, am uitat de domnul Alexandru Zub, am uitat o grămadă de alte nume, părintele Justin Pârvul, am pomenit, dar aici se află. Părintele a reușit să pună, sau cei care au organizat această expoziție, au reușit să pună în prim plan exact această imagine a mulțimii celor din spatele lucrurilor care se văd. Toate sculpturile acestea amintesc doar că undeva, cândva s-au întâmplat aceste fapte abominabile care rănesc de fiecare dată. Pe de altă parte, au reușit să culeagă într-un volum foarte frumos, îngrijit așa cu tandrețe, știi? Cu tandrețe efectivă de către Radu Copil, volumul 2 din Întâmplări pilduitoare din temnițele comuniste. Să spun mai departe că, uite, vorbeam de cărămizi și de ce ar putea fi trimit, părintele i-a trecut prin minte să facă o astfel de observ de cărămidă, da, cu memorialul de la Gherla. Da, adică sunt lucruri care, nu știu cum să spun, fiecare școală ar trebui să aibă din când în când câte un colț în care copiilor să li se aducă aminte că undeva, într-un colț din România, dreptatea n-a mai suportat presiune ideologică. Și revista aceasta extrem de semn, care a fost legată de unul din evenimente de aici și care oferă texte absolut remarcabile nici nu știu ce să zic, din tot ceea ce a însemnat rezistența aceasta anticomunistă. Observ că, până la urmă, atunci când vorbești, când biserica spune acum, se opune ideologiei prin voci, prin rugăciuni, că atunci când ne rugăm pentru conducătorii țării, ne rugăm să nu intre în marasm ideologic sau în dictaturi. Încearcă să vindece și aceste răni ale noastre, pentru că sunt oameni care sunt consultanți ai miniștilor noștri, sunt în tot felul de comisii aduși de peste tot. Ce să înțeleagă ei despre rezistența, de exemplu, la o impunere pe care statul o face cetățenilor săi, când omul ăla nu înțelege nimic în timp de 60 de ani, în care 30 cumpliți o dictatură a semănat moarte, ucidere din culpă către cetățenii săi. Poate cum să ai încredere într-un stat într-atât de corupt încât și-au uciși proprii cetățeni? Asta și e ce ideea. Cetățeni? De... Da, e Pahalipa, a fost aici. Gândește-te bine. Aici este Ion Fluieraș, cel care a fost unul dintre vicepreședinții Marii Adunări Naționale de 1918. Păi ce lume trăim de nu înțelegem lucrurile astea? Dar pe de altă parte, nici să exagerăm prea mult și să credem că se cuvine ceva. Oamenii ăștia n-au cerut nimic. Eu sunt foarte impresionat de modul în care și copiilor au păstrat bunul simț al părinților lor. N-au cerut nimic. Au cerut cel mult să fie lăsați în pace. Din câteva dosare de urmărire după ieșirea din pușcărie, inclusiv de aici din Gherla, am citit pagini în care omul respectiv nu cerea decât să fie lăsat în pace. Are rost o astfel de expoziție într-o Românie ca noastră, în care hidoșenia a devenit operă de artă și în care ni se transmite că doar dacă dărâm naturalul și ordinea firească a firii, ești viitorul culturii românești? Eu zic că da. Chiar dacă e așa, într-un curs de rezistență, până la urmă, memorialul e într-un capăt al lumii, e pe un deal de cărămiz, unde se face... Într-o margine de Gherla. Dar în aceeași vreme amintește tot timpul că suntem vii, că n-am trădat, că n-am uitat. De aici este importanța unor astfel de gesturi, unor astfel de gânduri, unor astfel de... Nici nu știu cum să le spun. Unor astfel de semne că lumea n-a trecut murind de pomană și că de fiecare dată există viață după moartea lor. Iar viața de după moartea lor li se datorează în foarte mare parte.
Fiecare fișă din aceasta ascunde o poveste, o de viață exemplu, de exemplu, într-un colț acolo este fișa monseniorului Alexandru Rusu, cel care a fost episcop greco-catolic, care a fost canonizat între timp de Biserica Catolică. Ți-aduce aminte că ne-au povestit colegii de la penitenciar că o bucată de lemn din zarc a fost pusă în tronul papei când a fost în vizită la Blaj. Sunt gesturi în care nu știu dacă le poate surprinde neapărat. Presa o să o surprindă atunci pe moment, dar nu o să fac o exegeză pe astfel de lucruri. Dar de fapt în toate scaunele tuturor oamenilor politici, în toate scaunele tuturor arhiereilor, profesorilor universitari, directorilor, trebuie să țină minte că este o schijă din lemnul tuturor zărcilor din România. Că pentru a putea rezista ca atare, România nu poate să reia niciodată trădarea la care am fost martori toți, o perioadă foarte lungă de timp în care ideologia a fost mai importantă decât națiunea. Când ideologia e mai importantă decât națiunea, se nasc astfel de vămi nenorocite și de la Vama Candida, nu? Care era unul din numele Gherlei, până la urmă au ajuns la această vamă ordinară a penitenciarului din Gherla, care a ucis oameni și care a făcut atât de mult rău pentru atâtea sute de mii de oameni. Poate că e momentul acum, după ce am văzut și penitenciarul, și muzeul și memorialul, să vedem mergem și să le mulțumim că au existat. Mergem să le mulțumim că au existat. Ne apropiem încet, încet de... Păi intrăm, ar fi trebuit să ne descălțăm, să știi. Tu acum e posibil să stai pe un mormânt. Eu nu știu de unde atâta negrijă pentru mormintele oamenilor ăstora. Gândește-te că de la început locul a fost o groapă de gunoi, un jeg al orașului. Asta a și fost ideea, să umilească la capăt. Noi continuăm să-i tratăm ca atare. Uite-te bine, sunt paturi aduse de la Jilava puse aici. Uite-te la statuia din spatele tău, un om tras pe roată. Aici este încercarea Bisericii Greco-Catolice de a-l descoperi pe de acum fericitul Alexandru Rusu, nu episcopul greco-catolic. Nu știu rezultatele controlului de la Baia Mare. Se pare că nu au reușit să-l extragă chiar pe el. Toate crucile acestea sunt puse, de fapt, fictiv într-un fel sau altul. Sunt puse in honorem, în aducerea lor aminte. Acolo avem un musulman, dacă te uiți. În spate este un monument aproape părăsit al unei familii care a încercat să spună altceva. Unele dintre ele pe cruce au pozele părinților lor, bunicilor lor. Dar penibilul este partea aceasta de aici, care nu e dată nimănui, adică ea aparține cuiva care nu, nici cum nu, n-ar vrea să o extragă, să o lasă adusă la lumină. Mai e un lucru, în duminică și în sărbători la Dumnezeiasca Liturghiei se strâng copii care se joacă printre oamenii ăștia. Gândește-te, ce frumos. Morții noștri ascultă liturghia, iar copiii înveselesc. Adică viața merge mai departe. România n-a pierit. Vedeți, este o recuperare. România n-a pierit. În spatele, în plan îndepărtat, în spatele crucii, este vechiul drum al care ducea spre Nicula. Acolo s-au cules primele povești despre ceea ce s-a întâmplat. Părintele Grigorie a avut această intuiție de a scoate niște bucăți mari de granit care erau în drumul vechi și le-au pus în fața bisericii ca să aducă aminte că pe acele drumuri erau adus. Probabil că aceasta și aduceau. Era drumul cel mai simplu de adus pe aici, pe unde e actualul cimitir și prin voile n-au prea avea cum să strecești. Gândește-te că în urmă cu doar câțiva ani aici erau bălării mai sus de șold. Și că a trebuit să fie făcut tot efortul acesta ca din când în când să fie punctată o istorie care eu sunt convins că dacă s-ar preda în școală, tinerii noștri ar mai scoate capul din nărozeala asta generalizată. Din telefoane. Și nu neapărat că asta, da, și din telefoane. Și că ar simți că istoria este vie. E lângă ei. Noi ar fi trebuit să venim desculți aici. Desculți pentru că suntem deja într-un spațiu al sacralității, al întâlnirii cu moartea. E începutul de înviere al unui neam. La înviere deci vor ieși sfinții. Eu sunt curios, ce o să spunem atunci? Nefăcând nimic pentru recuperarea propriei noastre învieri. E o memoria învierii îngropată aici. În fiecare fuscei de cruce de aici este câte o nădejde. Sunt numele lor pe foarte multe din bucățelile acestea de marmură. Sigur că le sunt ca un monument al eroilor într-un vârf de munte, în Tatra, în care nu ești convins că toți soldații de acolo îi cheamă, cum ai spus, dar știi că ai ridicat o cruce de aducere a memoriei. Acesta a fost și
dorința noastră prin această serie realizată la Gherla, atât la penitenciar cât și aici la memorial. Să spun cistit, să ne aducem supărat aminte. Că plecăm. Adică, cred că trebuie să facem un pic mai mult. Cuvântul lobby îmi displace de obicei, dar poate că cineva se uite la noi și înțelege că e nevoie un pic mai mult. Că locul ăsta trebuie scos altfel la lumină și redăruit altfel gândirii omului modern. A fost un început foarte bun pe care Părintele Grigore Benea l-a pus aici și slavă Domnului cu binecuvântarea ierarhului înalt preasfințitului Andrei, iată că lucrurile încet, încet capătă sens, un sens pentru cei trecuți. Știi, eu cred că sensul e pentru noi. Eu o spun cât se poate de serios. Sper copiii mei să apuce să aducă pe copiii lor să vadă locul unde altă dată neam din neamul lor a fost tăinuit adevărul în încercarea de a fi ucis. Din Gherla au izbucnit către România pagini de istorie fundamentală, de poezie, de cunoaștere, de relație umană. Poate că vom învăța că uneori istoria României trebuie să fie scrisă totuși. Și nu învingătorii să o scrie, ci să scrie cei care au suferit împreună cu cei învinși la vremea aceea. Poate că e un început, poate că e un sens dăruit lumii înapoi. E o cruce care trebuie să o redăm. Altfel vom pieri. Vă mulțumim și Dumnezeu să ne întărească în acest demers de a-i readuce în memoria noastră pe cei care, iată, au pătimit atât de greu. M-am gândit foarte mult să nu apăsăm pe nicio pedală istorică. Aici sunt toți. Ai noștri, ai lor. Gândește-te că la un moment dat au fost aduși aici peste 700 de deținuși de la Făgăraș, foști ofițeri de siguranță, de poliție. Dintre ei 200 au murit. S-au întors puțini acasă. Ai noștri toți. Vă mulțumim. Acesta a fost, dragi prieteni, Universul Credinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem duminica viitoare la 7 fix pe TVR1. Până atunci însă, nu uitați, mâine este sărbătoarea Sfinților Arhangheli, marți Sfântul Nectarie de Eghina, Tămăduitorul, iar joi Sfântul Sfinții Victor, Mina și Vicentie. Noi vă așteptăm și pe canalul de YouTube al nostru Universul Credinței, dar și pe pagina de Facebook, și asta pentru că vrem din tot sufletul să fiți permanent conectați la Universul Credinței. O duminică frumoasă, Doamne ajută!